Ion Ciobanu își mai dorește un mandat la primăria Chișinău. El va candida la alegerile locale din partea partidului Mișcarea Alternativă Națională, formațiune politică pe care o și conduce. Decizia de a candida a fost luată ieri. Din echipa condusă de Ion Ciobanu fac parte mai mulți angajați ai primăriei Chișinău, viceprimari, șef de direcții și consilieri municipali. Ion Ciobanu a fost ales primar în 2019 după ce a candidat din partea PSRM. În 5 noiembrie, în Republica Moldova, se vor desfășura alegeri locale generale, în urma cărora vor fi aleși 898 de primari.